Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom discuta despre vreme, climă și ape. Astăzi cerul este acoperit de nori. Am ascultat la starea vremii și au anunțat că așa va rămâne toată ziua. Dar ce este vremea? Vremea reprezintă totalitatea stărilor aerului și felul în care se manifestă, la un moment dat, într-un anumit loc. Starea vremii variază de la un loc la altul și se poate schimba de la o zi la alta, de la o oră la alta. Situația medie a caracteristicilor elementelor aerului, cum ar fi temperatură, precipitații, presiune, umiditate, pe o anumită suprafață și într-un timp îndelungat, poartă numele de climă. Clima diferă de la o zonă la alta și de la o treaptă de relief la alta. Astfel există clima de munte, clima de deal și podiș, climatul depresiunilor, clima de câmpie, climat litoral și de deltă. În regiunile de munte, atât vara cât și iarna, este mai frig decât în regiunile de dealuri și de câmpii. Aici plouă mai mult, iar starea vremii se poate schimba brusc de la o oră la alta. În regiunile de dealuri și podiș, temperaturile sunt puțin mai ridicate decât la munte, dar cantitatea de precipitații mai scăzută. La câmpie, temperaturile sunt mai ridicate decât în restul regiunilor, dar precipitații se înregistrează mai rar. Când plouă sau ninge, o parte din precipitații se infiltrează în subsol sau se scurge la suprafață. Apele pot fi clasificate după mai multe criterii. Cea mai simplă formă de clasificare este după locul unde le găsim. Astfel, avem ape de suprafață și ape subterane. În țara noastră există atât ape subterane cât și de suprafață. Țara noastră este traversată de fluviul Dunărea, care se varsă în Marea Neagră, în estul țării. Dunărea colectează aproape toate apele curgătoare importante de pe teritoriul țării noastre. Oltul, Mureșul, Someșul, Crișurile, Jiul, Argeșul, Ialomița, Siretul și Prutul. În România există foarte multe lacuri, pe diferite forme și trepte de relief. Iar cum a fost vremea în localitatea ta? Descrie pe baza celor observate de tine și pe baza informațiilor pe care le găsești pe aplicațiile meteorologice starea vremii de ieri. Îți doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!